Il me parle tout bas, je vois la vie à rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Extraordinar! Dragilor, asta înseamnă, uite, de-aia îmi place emisiunea mea, de-aia știu că vă place să vă uitați la ea, pentru că aici aduc de multe ori oameni atât de speciali ca Mihaela Staicu. Ce să zic, hai la o cafea, hai să bem o cafea și gata, că nu. Mi-a făcut o mare plăcere să te cunosc. Este un sentiment extraordinar care te umple de mare bucurie să vezi oameni talentați, pentru că există și multă impostură. Spun asta în fiecare emisiune. Mai ales în industria muzicală din România există enorm de multă impostură, de care eu m-am plictisit foarte tare și este... Acum am înțeles când vorbesc de Ina și de asta, Denisa. Da. Ce părere ai? Ce să zic, dacă aș fi văzut-o pe Mihaela cântând cu Florin Salam, poate că n-aș fi apreciat-o așa, cum o apreciez acum, când am auzit-o cântând aici. Vă surprind să vă cânt altceva. Dom'le, deci n-are import. Deci pe mine și cu Salam și cu asta, pe mine nu. Deci problema nu e cum să spun eu, ca lumea să înțeleagă la ce mă refer eu acum, pentru că sunt mulți oameni care n-au habar de nimic pe lumea asta. Deci muzica lăutăreasă sau foarte multe din lucrurile pe care le cântă Florin Salam și Adrian Copilul Minune și ai alții. Ai stat vreodată de vorbă cu Salam? Nu, dar stai să spun, foarte multe din lucrurile pe care le cântă acești oameni le cântă foarte corect, cu viață, cu sentiment, cu pasiune. Deci nu e nimic de spus de rău de asta. Iar pentru că foarte mulți oameni s-au ridicat cu o voce foarte, foarte agresivă împotriva manelelor, iar eu cred că impostura cea mai mare nu acolo e. Și problemele... Oamenii se dau după, ți-am mai spus, după ce cere publicul. Dar să știi că Florin Salam, dacă ai să stai de vorbă cu el, e un băiat extraordinar. Uite ce poze frumoase aici. Ia, cine e în poza asta? Whitney Houston? Nu e. Dar, uite. Aș vrea eu. E Mihaela Staicu, continuă. Lumea se dă după ce vrea publicul. Da, ai dreptate. Da. Dar ți-am spus și Florin poate să cânte alt... Da, uite, Ionică Minune, aici eram la sala radio la un concert. La sala radio? Da. Da? La sala radio. Prezentat de Mădălin Voicu, de... Care este dirijor și un mare muzician, deci nu trebuie spus. Și este vărul meu, dacă trebuie, pot să spun trebuie așa, spus că este un mare muzician, nu e un... Pentru că lumea l-a cunoscut poate mai mult ca politician, apare și pe emisiunile astea și lumea nu știe. E dirijor, omul este dirijor, nu e să fii dirijor, nu e că știi să citești trei note sau să cânți două chestii. Nu e așa de ușor să fii dirijor. Să dirijezi, da, nu e așa o chestie la îndemâna oricui. Deci asta e la sala radio. Hai să trecem mai departe dacă mai avem poze, dacă nu, continuăm noi cu alte lucruri. Pentru că vreau să te întreb. Vreau să te întreb un lucru poate care admir pe cineva. Există un solist la noi. E greu de la un om atât de pregătit ca tine și cu atâta talent, pentru că trebuie să certific asta. Eu știam pila mea de la talent show de aici, am pus-o. Mihaela este un om foarte talentat și cu o cultură muzicală vastă și asta se simte imediat când vorbești cu cineva despre muzică, în două cuvinte, când auzi niște lucruri pe care le spune, când auzi cum cântă un pic și ce cântă, îți dai seama imediat că e vorba despre un om talentat și cu o cultură muzicală vastă. Există un om, o femeie, vreo solistă din România pe care tu o admiri sau cineva pe care tu o admiri? Eu admir pe toată lumea. Deci nu fac diferență și respect pe toată lumea. Nu, asta și... înțeleg, dar poate e cineva, dacă nu e, nu e nicio problemă, că atunci te întreb din afară. Când eram mică, părerea mea, orice solist, oricine, orice instrumentist, când începe să cânte, are un, cum să spun, un nucleu, un,
un idol, un, da, un model. Iar mie mi-a plăcut, deci orice gen de muzică, de când eram mică mi-a plăcut să ascult. Da. Mi-a plăcut Demioara Lincan. Da. Pentru mine a fost a doua mamă, dacă pot să spun. Deci, nu Gabi Luncă, nu Romica Puceanu. Deci a cântat cel mai greu și de mică mi-a plăcut să mă bag unde erau stilurile mai grele, unde era mai dificil de executat. Opera nu te-a... Ba da, îmi place și opera. Îți place, nu? Da. Nu te-a, pentru că tu, din cum am auzit, tu ești o soprană, nu? Da. Asta este... Pot să cânt și pe voce de cap și pe voce de piept. Am... Bine, acum după atâția ani de cântat, da, nu mai poate fi vorba de să te duci să faci operă, dar nu... Îmi place, chiar mi-am pus în gând să merg la operă, să mă destresez puțin, da. Da, pentru că vocea ta are are niște armonice foarte interesante, care eu cred că dacă ai fi, poate pe fata ta o lasă să cânte operă, pentru că probabil ți-a moștenit glasul ăsta. Îi place muzica ușoară. Ea are vocea mai, cum să spun, mai aspră. Nu mai aspră, are vocea foarte rotundă. Are o voce foarte bună, a cântat și la pian când am stat în Canada. Dar am oprit-o eu. Nu știu dacă am făcut un lucru bun sau un lucru rău. Nu știu dacă, că poate că devenind solist, așa cum ești tu, așa cum, poate asta nu ți-ar fi plăcut, dar e greu, Răzvan. Și ce am spus fetiței mele? Mami, decât să cânți prost, dar bine, n-ar fi avut cum să cânte prost, pentru că și soțul meu, tatăl ei, e muzicant și e un muzicant foarte bun. Da. E un acordionist de excepție. Deci n-ar fi, are ureche absolută, nu se discută. Dar eu i-am spus așa, decât să cânți prost, mai bine nu cânți. Nu cânți deloc. Nu cânți deloc. Ți-a fost teamă, vezi, astea sunt... Ți-a fost teamă, Doamne ferește, să nu cânte prost sau să nu fie, să nu fie mediocră sau bine, medie. Bine că dacă aș fi stat eu de ea, n-avea pentru cum că, să cânte prost. De ce? Trebuie să spunem oamenilor, trebuie să ai talent, dar până la urmă muzica mai e și un exercițiu. Cu cât exersezi, cu cât așa, se formează și urechea și vocea. Exact. Lucrurile astea se antrenează ca la orice chestie. Să știi că eu nu prea am studiat în viața mea. Eu am cântat așa mai mult din talent, dar e bine să studiezi. Am avut și perioade care, când eram mai mică, studiam foarte mult. Ai făcut și un instrument? Am făcut vioara. Deci cânti la vioară, știi să cânti. Acum nu mai știu să cânt. Când eram mică, la început am cântat la vioară. Am să zice că de-aia mulți lăutari își dau copiii la vioară, pentru că zice că antrenează urechea cel mai bine. E instrumentul care, fiindcă n-ai notații. Trebuie să știi să pui... N-ai notații, trebuie să le simți pe unde să sunt. Să simți unde... Da. De-aia se formează urechea, într-adevăr. În tradiția lăutărească, asta știu și eu, poveștile astea, ce mai știu eu, că în tradiția lăutărească copilul, ca să devină muzicant de orice, trece pe la vioară. Întâi ca să învețe ca lumea... Să pui să bine audă, nota, să da, exact. Să o simți pe unde e. Pe clape ai apăsat și iese tonul. Ăla e. Da. Da, interesant. Cred că ați mai aflat, dincolo de faptul că aveți ocazia să vedeți un om foarte, foarte talentat aici, la Talent Show, puteți să mai aflați câte ceva despre cântat. Denisa, ai vreo întrebare? Ai vreo curiozitate? Ai ceva de spus? Dacă nu se supără nimeni, să știi, nu e nicio. Mai ce să spun? Mihaela a spus cam tot. A spus cam tot. Da, despre muzică, despre fetița ei. Există, ai, nu te întreb câți ani ai, nu se poate întreba o femeie. O doamnă niciodată nu spune vârsta. Așa, și foarte bine am face. Am 18, merg pe 17. Foarte frumos. Dar pot să te întreb unde te, dacă ai un proiect muzical, dacă ai un proiect conturat, dacă vrei să ajungi undeva, dacă vrei să realizezi ceva în plus față de tot ce ai făcut până acum, sau doar îți dorești să rămâi unde ești acum? Nu, aș vrea să merg înainte, să mi-am pus eu ceva în cap, e surpriză, de fapt lucrez la ceva, deocamdată nu vreau să destăinui. Nu vrei să spui. Nu. Dar după părerea mea, un om când se consideră că a ajuns la apogeu, acel om va da înapoi. Da, da. Deci niciodată nu trebuie să stagnezi, totdeauna trebuie să tinzi mai sus, mai sus, mai sus, să-ți dorești altceva. Deci eu să fac schimbări, mie îmi place să fac schimbări. Îmi place să schimb, îmi place deci să... Deci dacă eu ți-aș propune să faci cu mine să facem un spectacol în care să cântăm de la muzică populară lăutărească până la operă, da. Te-ai băga la așa da, ceva? Da, m-aș băga. Da, am înțeles. Deci ești depinde deschisă... cu cine. Depinde nu, cu cine, cu mine, să știu că este ceva... Nimeni, dar da, da, să cu zicem tine că vine cineva, nu, eu nu, dar nu, eu așa că nu vreau să mă fac cântăreț. Eu mai cânt, am mai și cântat și eu pe la petrece și așa, dar nu... Nu, n-am vrut să fac din asta. Eu sunt actor și mi-e bine cu meseria mea. Dacă Doamne ferește sau Doamne ajută, vreodată
încolțește în cap ideea asta, o să te caut. Mersi. Dar tu atunci vei fi, deja vei concerta la Olimpia în Paris. Dumnezeu să te audă. Așa să dea Dumnezeu și să nu, n-o să mai, n-o să-ți mai arde de mine. Bun, ne mai cânti ceva? Bineînțeles. Ai acum să trec la un alt gen, să zic. Am făcut o melodie, am adus-o aici pentru că Adriana mi-a sugerat să... Adriana? Adrian? Nu. Adriana? Care Adriana? Uite poate că... nu știu eu acum. Nu știu la cine te referi. Am un lapsus, numele de familie. Adriana, da. Gata, știu acum. Mi-a șoptit... prin cască. Da. Mi-a spus acum prin cască cine e. Adriana, da. Adriana, mama lui Big. Da, exact. Am și înțeles. I-a plăcut tare mult melodia asta, i-am spus că am compus-o eu. A, deci e o compoziție proprie. Da. Și aș vrea să cânt melodia asta. Te rog. Deci, e o melodie mai de suflet. E o melodie de suflet. Cum se numește? Cheia inimii. Cheia inimii este compusă de Mihaela Staicu. E pregătită, dă-i drumul, ia microfonul. Mersi. Și încântă-ne. Toată iubirea ce-n suflet am strâns, am luat un lacăt și ne l-am ascuns. Orice amintire, tot ce-a fost frumos, c-am iubit fără rost. Toată iubirea ce-n suflet am strâns, am luat un lacăt și ne l-am ascuns. Orice amintire, tot ce-a fost frumos, că-mi iubit fără rost. Într-un loc pustiu și să mai îmi dau inima
și cu ea trecutul mi-am lăsat. În acel colț de lume uitat. Peste ani sau nu știu poate când cineva o va găsi trecând. Să-mi dea iar speranța cea aplauz. Mi-a plăcut foarte mult. Mersi. Denisa, ți-a plăcut melodia asta? Da. Un singur lucru aș vrea să spun, dacă îmi permis să zic ce e așa. Cred că melodia asta, mai spus asta cuiva care a fost aici la Talent Show, care are tot așa cu o compoziție proprie, e nevoie de o explozie în melodia asta. E nevoie de ca la un moment dat, poate două versuri din refren sau la un moment dat să explodeze. Și ea curge foarte bine și tot. E foarte interesant. Poate dacă ei face o explozie, ai văzut o la un moment dat face o terță, o vartă, o ceva, o nu am mă înțeles. Pricep. Adică dacă are o ai văzut cum e asta și eu nu știu dacă știi, dacă asculți Lara Fabian, dacă da, ai ascult. Cum să nu. Ai văzut aia Jutem? Da. E cam în același registru. A să crească intensitatea, la un moment dinamismul. Dat trebuie să aibă un climax, un apogeu. Am înțeles. Azi cum e Jutem, nu știu cum, e destul de lin așa și la un moment dat crește. Jătem! Adică undeva melodia asta are nevoie de chestia asta și cred că are și de unde să crească, adică permite și pe vocea ta și așa, nu știu, am zis și eu. Poate am să o remixez și pentru că am pomenit cuvântul de remixat, următoarea melodie am să cânt, este o melodie lăutărească și am remixat-o la maniera mea. Da, ai făcut-o cum îți place ție. Hai să o ascultăm, ca să nu mai pierdem timpul, să nu se ducă timpul și să ne apucăm iarăși să ascultăm. Iarăși e un gen diferit de ce am cântat până acum. Hai să vedem. Hai să auzim. Thank you.
Mihaela, stai cu... Cum ai zis tu, stai cu Mihaela, stai cu cine? Cu cine îți place. Foarte, ai făcut-o rock, jazz, nu știu ce ai făcut din ea, dar ai făcut-o foarte interesantă. Melodia o știam așa. O știai, nu? E cunoscută. Într-adevăr, e o variantă, cum să spun, mai greu de digerat pentru o ureche normală. Prea obișnuită, da. cu melodia originală. Da, sunt chestii mai dificile acolo, se întâmplă ceva la negativ mai... Da, sunt. Eu am văzut aseară, trebuie să spun că aseară am fost la un concert, până la urmă am ajuns la concertul respectiv la care vreau să